Vladimir Putin a anunțat că de la 1 aprilie Rusia va accepta numai plăți în ruble pentru exportul de gaze, dar decizia sa a fost lovită de refuzul principalelor țări europene. Franța și Germania se pregătesc de posibilitatea ca importul de gaze rusești să fie oprit și sfătuiesc populația să raționalizeze consumul de apă caldă și căldura. Такие платежи не будут производиться. Будем считать это неисполнением обязательств со стороны покупателей. Со всеми вытекающими последствиями. Нам никто ничего бесплатно не продает. И мы тоже не собираемся заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены. După anunțul făcut de președintele Rusiei Vladimir Putin, Franța și Germania se pregătesc pentru orice scenariu posibil. Miniștrii economiei din cele două state europene au anunțat că sunt determinați să găsească opțiuni pentru a ține sub control consumul de gaze, fără să depindă de importurile din Rusia. Ba mai mult, guvernul francez sfătuiește populația să înceapă să consume apă caldă și căldură într-un mod responsabil. În acest sens, Germania anunță deja că are un plan care vizează administrarea rezervelor de gaz, care ar putea însemna chiar și raționalizarea energiei. Totul pentru a preîntâmpina o surpriză neplăcută din partea Kremlinului. Astfel, în cazul unui embargo rusesc, în Germania ar avea prioritate utilizatorii casnici, spitalele și infrastructura critică în detrimentul industriei. Într-o intervenție pentru postul nostru de televiziune, fostul ministru al energiei Răzvan Niculescu i-a sfătuit la rândul său pe români să se pregătească pentru o potențială criză a gazului. Nu trebuia să vină acest război și acest anunț al lui Putin ca noi toți să începem să ne gândim nu la renunțare de confort, dar la optimizarea consumului. Adică nu trebuie să renunțăm să ne spălăm în fiecare zi sau să ne uităm la televizor, dar trebuie să ne mai gândim, să nu lăsăm apa sau căldura pornită când plecăm de acasă. Aceste sfaturi ar duce și la o factură mai mică. Noi, eliminând aceste pierderi, putem să ne optimizăm mai bine factura și să plătim mai puțin la sfârșitul lunii. Deci nu trebuie, repet, nu trebuie să facem joc cu rușilor. Calm. Pentru că ei asta au vrut în aceste anunțe, să arate că sunt ei puternici, să acopere din eșecurile militare din Ucraina, unde n-au fost în stare să facă nimic într-o lună de zile, în afară de a omorâ niște oameni vinovați. Fostul ministru a explicat și că România are potențialul să fie independentă din punct de vedere energetic. Noi ar trebui, repet, să înțelegem că este o perioadă de război, multă propagandă, trebuie să ne păstrăm calmul și noi trebuie să ne vedem românii de ale noastre. Noi avem multă gaz în subsolul nostru pe care nu-l exploatăm.